Cu toții știm să folosim instrumentele Find and Replace, folosim texte. De exemplu, să găsim anumite texte sau să le înlocuim cu alte texte și așa mai departe. Puțin știu că instrumentul Find and Replace din Word 2007 știe să caute și după anumite atribute de formatare, respectiv să căutăm texte ce conțin anumite atribute de formatare și să le înlocuim cu alte texte, eventual folosind alte atribute de formatare. Haideți să vă arăt concret. Suntem într-un document ce este în principiu format din două mari tipuri de atribute de formatare. Sunt niște titluri de paragraf, ce apare, de exemplu, cu culoare roșie, și mai sunt și texte obișnuite. Mă rog, din când în când mai apare și atributul sau stilul bold. Uitați ce pot să fac în...